Orice rasă, dacă te pupă, vrea să-l iei în brațe. Asta e un mesaj pe care noi, ca oameni, îl interpretăm greșit, îl înțelegem total greșit. Hai să facem comparație. Atunci când este un copil care se întinde către mama lui, își întinde practic brațele în sus, îi transmite mamei că vrea să îl ia în brațe. Atunci când există un cățel alături de mama lui, dar se ridică pe picioarele din spate și cu picioarele din față, mișcă foarte rapid pe gâtul, pe omoplatul, pe umărul sau pe capul mamei sale. Dar, atenție că aici vine diferența majoră, femela, fiind câine, nu are cum să-l ia în brațe și nu-l va lua în brațe. Și atunci, noi ce facem? Noi ne comportăm cu câinii exact ca și cum ar fi copii. Ori mesajul câinelui nu este de a fi luat în brațe, este de a fi băgat în seamă. Câinele asta cere, câinele nu cere niciodată să-l iei pentru că în lumea câinilor, Lucrul ăsta efectiv nu există. Sau dacă ați văzut voi câini care se iau în brațe, la modul obișnuit și normal ca să-și manifeste afecțiune, să-mi arătați și mie sunt curios să văd. Și atenție, nu vorbim de un video în care efectiv doi câini se cuprind din greșeală și este transmis ca un mesaj emoțional pentru că acolo este cu totul fals. Câinii care sunt luați foarte des în brațe, adică zilnic de câteva ori, sunt câini care pot dezvolta stări de anxietate de separare. Atenție foarte mare pentru că ajungem să avem probleme și pe urmă nu știm ce să mai facem. Să nu confundăm iubirea pe care o oferim câinilor cu iubirea pe care o oferim copiilor. Dacă vreți să oferiți iubire câinelui, vă puteți aplica să-l mângâiați, vă puteți pune la nivelul lui să-l mângâiați, dar pentru câine nu este natural. Și nu, ideal ar fi să nu dezvoltăm stări de anxietate, de separare. mai bine!